Bine v-am găsit la horoscopul de luni, 19 februarie. Avem un eveniment foarte mare astăzi, și anume Soarele schimbă sfera de influență. Pe parcursul dimineții de 19, undeva în jurul orei 6:30, ora României dimineața, Soarele intră în Pești. Iată, este una din zilele alea de graniță, în care cine se naște undeva până în ora 6 este vărsător, dar după ora 6 dimineața este deja în Pești. Și lucrul ăsta se întâmplă în fiecare an, când soarele poate fi o parte a zilei într-o zodie și în cealaltă parte a zilei în altă zodie. Pentru că zodia nu se schimbă la ora 0 noaptea, nu e ca o schimbare de zi calendaristică, ci se poate întâmpla oricând. Astfel încât dacă sunteți într-o astfel de situație și nu doar la zodia vărsător, pești mă refer, ci la orice altă zodie, dacă sunteți într-o astfel de zi de graniță, 19, 20, 21, 22, ba chiar spre final de an, poate fi și 23 a unei luni, e posibil să nu fiți zodia pe care o cunoșteați, ci să fiți orică zodie înainte, orică zodie după, din cauza acestui aspect, că nu în fiecare an soarele intră dintr-o zodie într-alta în același moment. Se pot întâmpla și surprize de diferență chiar și de o zi, plus minus. E, acum pe 19 februarie începe Zodia Peștilor, încât la mulți ani celor născuți în Zodia Peștilor, și așa o să o ținem până pe 21 martie. 21 martie fiind la momentul respectiv mult așteptatul echinocțiu de primăvară, când de fapt vom mai avea un rebelion, adică începutul anului zodiacal, astrologic vorbind și astronomic vorbind, evident. Dar vom vedea la momentul respectiv. De azi înainte, așadar, se mai risipește șiragul ăla de mărgele din vărsător. Câteva zile au fost 5 planete grămadă în vărsător, acum rămân 4, dar se mută multă energie către pești. Pe parcursul acestei săptămâni, întâi 2, pe urmă 3 planete, pe urmă de pe 23 încolo vine și Mercur în pești, se mută ponderea dinspre multe planete în vărsător către multe planete în pești, și așa o să ținem după aceea și în luna martie cu alta aliniere de planete, dar în pești. Acum nu este o aliniere cu 3 planete acolo, dar încetul cu încetul mănunchiul ăsta de planete din vărsător se va muta către pești, încât vom avea aliniere de planete și grămadă de planete câteva luni bune de acum înainte. Au fost multe în Capricorn, multe în Vărsător, multe în Pești, vor mai fi la un moment dat multe în Taur, ceva mai încolo, ba chiar și multe în Gemeni, mai către vară, și tot așa o să ținem până prin vară cu tot Plutonul ăsta, care va sta destul de compact multă vreme. Acum, deci, vorbim de Soarele în Pești, care mai înmoaie un pic atmosfera, ne mai face un pic mai blând, mai plin de compasiune, de înțelegere, de spiritualitate, de ce nu, și pregătește soarele foarte curând acolo în Pești niște evenimente de zile mari, despre care vom vorbi în ultimele zile ale lunii februarie, dar despre care am vorbit și în horoscoapele lunii februarie și în astrodrama lunii februarie, și aici vorbesc de încă o triplă conjuncție în Pești de data asta. Tripla conjuncție din vărsător se menține, este încă acolo, pe rol, foarte puternică, ba chiar peste câteva zile se mai strânge un pic și prin faptul că și Venus cu Marte se vor suprapune, și deci activează al treilea buton al triplei conjuncții. Acum doar soarele este vedeta prin faptul că intră în pești și schimbă un pic atmosfera, mai sensibilă, mai blândă, mai spirituală, mai psihică, mai emoțională, mai de suflet din multe puncte de vedere. Energia vărsătorului se menține, că încă sunt acolo 4 planete, dar e mult mai banghie, mai mișcătoare. Poate peștii, energia peștilor ne cere și un pic de liniște, și un pic de retragere, și un pic de izolare, și un pic de odihnă, cine știe, cum din turbulența vărsătorului, care încă se menține, în curând o să simțim nevoia de o pauză, de o retragere, de o izolare, de o fugă de lume, conform energiei peștilor, care iubește pacea, liniștea, nu agitația vărsătorului.
Cam atât am de zis astăzi, prin simplu fapt că avem o schimbare de zodii și o să mai avem o schimbare de zodii pe parcursul acestei săptămâni. Deci nu uitați că există și un horoscop al săptămânii pe rol cu niște evenimente deosebite despre care știți că vă tot vorbesc și vom mai vorbi pe parcursul săptămânii și atunci când se vor produce. Cam atât, vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare, cele ascendente dacă aveți un ascendent pe final de zodie și hai să vedem pe unde își lasă amprenta zodia peștilor de acum înainte, care umblă prin alte unghiere ale vieții noastre. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop. Voi, berbeci, poate vreți și voi să mă mai liniștiți un pic. Pentru că în ultima vreme ați fost pe pilot automat, pe turbo ați fost din multe puncte de vedere. Plin de vise, plin de dorințe, plin de speranțe și mamă ce bubuia mintea voastră de idei și de planuri. Sunt acolo în continuare, dar parcă din anumite puncte de vedere mai puneți un pic de apă pe un foc. Aveți nevoie de un pic de liniște, aveți un pic nevoie de detașare, parcă cineva mai pune frână sau poate chiar voi sunteți cel care mai puneți un pic de frână la racheta asta care mergea la viteză maximă. Poate ați obosit, poate chiar aveți nevoie de vreme să vă mai reîncărcați un pic bateriile. Nu deocamdată, ideal ar fi să mai țineți unele planuri pe duduială că sunt foarte bine aspectate, în timp ce din alte puncte de vedere parcă vreți un pic să vă mai retrageți, parcă mai refuzați unele provocări, parcă le mai amânați pe altă dată, e o doză așa de calmare a spiritelor, a apelor. Dar tot o energie vie, optimistă aveți. Foarte bizar vă veți comporta, aveți o latură foarte pozitivă, foarte optimistă, foarte wow, plină de energie, pe când o altă latură a voastră, parcă ați fi doi în unu, e mai retras, e mai greu de mișcat, e mai greu de convins, încât mulți nici nu înțeleg ce se întâmplă cu voi. Poate sunteți capricios, poate sunteți așa precum valurile, ba cald, ba rece, ba sus, ba jos și va trebui să vă canalizați aceste două stări, două. E o dualitate, da? Oarecare dualitate în voi pe care trebuie să o gestionați, astfel încât să nu fiți greșit interpretat. Pentru că de la omul ăla plin de energie, de până mai ieri, alunecând în extrema cealaltă, unii nu știu de unde să vă apuce. Și de aia pot interpreta greșit. Că v-ați plictisit, că v-ați obosit, că vă retrageți, că vă abandonați. Ori voi sunteți în plin circuit. Dar fiind o scădere de viteză sau de energie pe undeva, asta se vede. Prima. Unde e energicul ăla? Unde e optimistul ăla? Unde e liderul ăla care înainte se bătea cu pumnul în piept? Probabil pe undeva simțiți și voi nevoia să lăsați și pe altul la înaintare. Să mai facă și altul. Poate mai păsați și la alții. Poate mai învățați să spuneți nu din anumite puncte de vedere. Dar i-ați obișnuit pe alții că greul sau volanul e la voi și duceți în spate. Taurul. Soarele care intră acolo în vărsător, pardon, în pești, iese din vărsător și intră în pești, vă dă un pic sentimentul ăla că apune soarele în viața voastră. Ceva mergea wow, super, performant, energie, era un prea plin al vieții voastre. Mergea foarte bine. Și acum ceva din lucrul ăla alunecă în extrema cealaltă, de la foarte bine la mai puțin bine, nu la foarte rău, că nu se duce în partea cealaltă total. De la da, tind despre nu, de-aia văd așa ca un soare care apune. Dar soarele la mamă ce strălucea. A fost un soare deasupra, în vârful, în creștetul capului și normal că străluceați ca un soare. E parcă nu mai vreți să străluciți așa. Ori nu mai vreți, ori nu mai puteți să străluciți așa. Poate unii simțiți nevoie să vă retrageți un pic, să mai amânați, să lăsați pe altă dată, să mai micșorați un pic ritmul, să mai puneți frână, că
vi s-a părut un consum energetic colosal pentru ceva. Și poate acest consum a dus către risipă, a dus către ardere, și sentimentul ăla că ați tot pus lemne pe foc până când a făcut pălălaie, ați exagerat pe undeva. Și de-aia chiar voi spuneți, ia ușurel, hai, lăsăm ăla focul ăla încă arde acolo, dar hai să nu mai punem atâta gaz pe foc, hai să nu punem atâta lemne, punem atât cât să întreținem, atât cât să funcționeze. Și de-aia e o scădere așa, cade în jos curba de energie sau de interes sau de muncă sau de ce investeați voi acolo o vreme probabil. Voi gemenii o să aveți soarele pe catarg, ce să mai vorbim, răsare, ceva foarte important în viața voastră. Intrarea în pești este mijlocul cerului, este elementul care vă pune în cea mai bună lumină. De-aia zic că străluciți. E și dacă tot o să aveți trei planete acolo în zona imaginii voastre reușite, realizării, împlinirii și toate celelalte, trebuie să profitați de vântul ăsta prielnic. Vă alege pe voi, vă pune pe voi în lumină, încât ați putea să îi depășiți pe toți în amici. Dacă sunteți într-un fel de competiție și aveți alături oameni care trag de voi, vă trag înapoi, n-aveți de ce. Bate vântul în velele voastre, încât voi puteți face niște pași mari înainte, un salt mare înainte. Vă vin idei, mamă, sunteți între cei mai bine susținuți și mental și ca imagine, ca reputație, ca orice. Poate chiar aveți sentimentul ăsta că vă recuperați ceea ce vi se cuvine. Din diverse motive, poate o vreme a stat în banca voastră, în planul 2, altul obținea ceea ce vi se cuvenea și acum cu atâta, cu mănunchiul ăsta de atâtea planete, câte sunt acolo, 7 planete, niște poziții foarte bune pentru voi, voi sunteți susținuți. De-aia trebuie să dați un pic din coate, trebuie să lăsați bărcuța asta voastră să înainteze, să o împinge, să lăsați vântul să vă propulseze. Da, poate chiar ăsta e sentimentul de propulsie, de promovare, de progres, de creștere. Se vorbește despre voi, trebuie să vorbiți despre voi, trebuie să ieșiți din anonimat, din planul 2, din spatele cuiva, fără să vă gândiți la nimeni altcineva decât la propria persoană. Singura persoană care contează sunteți voi. Chiar dacă asta înseamnă să treceți și peste orice obstacole, chiar și fără scrupule. Racul, energia de pești vă susține foarte tare, dar zilele astea, începând cu această zi, vine luna în ograda voastră. La ea acasă, foarte puternică, foarte vie, foarte frumoasă, pregătindu-se pe parcursul acestei săptămâni și de o lună plină. Deci este o lună în creștere în ograda voastră. E vă dă tot ce aveți nevoie. Energia de pești, zodie de apă ca și voi, nu mai spun de luna din rac, e ca și cum ați avea toate bateriile pe plin, toate cutiile pline, toate recipientele, toate rezervoarele voastre sunt pline și aveți ceva de arătat lumii. Vă remarcă cine trebuie, puteți să dați un vâl la o parte și să vă arătați așa cum sunteți. Poate o vreme a stat un pic în planul 2. Energia asta de vărsător v-a ținut într-o zonă un pic retrasă, ascunsă, secretă, într-un oarecare loc tainic al vieții voastre. Deschideți ferestrele și ziceți gata, ies la lumină, ies la liman, nu mai stau în banca mea, nu mai aștept, acționez, fac, luminez, strălucesc. Aveți ceva de spus, cu alte cuvinte, vă alăturați unor medii, părăsiți niște medii pentru că acolo ceva nu vă mai satisface. Cât a venit vremea să faceți o schimbare de decor, de zonă de influență. Și acolo aveți
și care poate fi de decor, poate să fie o mutare într-un loc, o plecare într-un loc, o decizie de a schimba locul și norocul la un moment dat, de a vă alătura unui spațiu nou cu care n-ați interacționat până acum, ieșirea dintr-o zonă de ceață a vieții voastre și deja se vede până departe ce vreți să faceți. Leul, tot aveți voi niște gânduri măreți așa și parcă energia asta de pești pentru voi este un pic secretoasă, tainică. Și de aia ziceți, probabil ați fost foarte sonor în ultima vreme și ați vorbit despre ce vreți voi să faceți și planuri și gânduri și strategii. Foarte sonor, foarte gălăgios, foarte la vedere. Ați avut ocazia să arătați lumii ce planuri de viitor aveți. Și poate chiar le-ați și pornit. E acum ceva vă spune să vă retrageți un pic, să nu mai fiți atât de vizibil, să gândiți strategia, da, în intimitate, acolo, discret, pentru voi. Poate deja s-au băgat alții în treburile voastre și v-au mai stricat din aceste planuri și a zis, măi, nu cumva m-am grăbit să spun, să povestesc, să arăt lumii ce planuri am. Da, poate ați fost un pic prea încrezător, ați fost interesant în ochii unora și normal lucrul ăsta v-a incitat să povestiți ce planuri de viitor aveți, dar acum parcă unii prea s-au băgat unde nu le fierbe oala și de aia vă retrageți. O vreme, tăceți, regândiți, faceți, dar fără să spuneți, oarecare zonă de liniște, de singurătate, de ce nu, de la cât de multă lume aveați în jur, parcă ziceți, bă, mai bine singurel acolo sau cu foarte puțin decât să atrag dita mai grupul, mai bine 1-2 acolo pe care vă pot baza sau doar pe cont propriu la urma urmei. Și de aia pentru unii poate fi o schimbare totală de energie de la un tumult care oricum se menține pe anumite planuri, nu s-au liniștit apele, lume multă este, acțiune este, dialog este, dar pe un anumit plan ziceți, tac, fac și când mă voi simți pregătit să ies la lumină, am să povestesc tuturor. Fecioara, posibil să vă simțiți un pic blocat într-o gară. Da, trenul vostru este blocat un pic într-o gară. Un tren care a mers bine o vreme, da? Ceva s-a pierdut pe parcurs, și-a băgat coada cineva, ați greșit pe undeva, ați risipit o resursă la un moment dat și acum vă treziți că trenul ăsta stă pe margine. Poate voi nu aveți nicio vină, poate altcineva și-a extras bateria din trenul vostru și de aia a trecut pe linie moartă. Prima reacție este să vă bosunflați, să ziceți că e un eșec, că vai de mine am pierdut ocazia asta, s-a dus de râpă. Nu, nu este un eșec, este doar o pauză să regândiți un pic o problemă. Să vă dați seama unde ați greșit, să vă dați seama ce s-a pierdut pe parcurs, că s-a pierdut ceva. S-a schimbat un pic vibrația de la prea mult la nimic, de la căldură intensă la răceală. Deci parcă s-a întors așa girueta din anumite puncte de vedere. Ceva mergea, acum nu mai merge. Ceva era cu da, dintr-o dată e cu nu. Și vă trebuie o repliere a forțelor. Să căutați alte resurse, să căutați altă cale, să căutați altă metodă și cu siguranță o să o puneți din nou trenul ăsta pe șine. Sau o vreme poate să nu vă mai gândiți la lucrul acela, să-l treceți, da, pe linie moartă, întorcându-vă la alte proiecte care duduie de acțiune și de resurse, pentru că lucrul ăla momentan nu are resurse, a rămas fără baterie trenul cu pricina și trebuie să lăsați o vreme acolo la încărcat. Voi balanțele preluați o sarcină, vă apucați de o activitate pe care o pregăteați de ceva vreme. V-ați gândit de mult să vă apucați de ceva. E un nou început, un job nou, un proiect nou la serviciu, o activitate nouă. Parcă vă puneți un rucsac în spate și o vreme de acum înainte numai la asta vă veți gândi. Și cele trei planete pe care le aveți acolo în pești vă vor susține să vedeți
activitatea sa când înaintează. Probabil până acum ați pregătit tot teoretic, ați adunat ingredientele, ați făcut ceva în avans. O pregătire teoretică de informare, mai bine de prospectare a terenului și acum, gata, băgați tractoarele în câmp, să are, nu? Și o să meargă de minune aceste planuri. Dar o luați ușurel. Poate băgați tractoarele, dar nu pe cele mai grăbite. Așa, încetul cu încetul, o pornire lentă, că atunci când te trezești din somn, apoi trebuie un pic de timp până intri în ritmul firesc de înaintare. Dar vă place, aveți speranțe, este o doză de entuziasm acolo, de încredere că va fi bine, poate aveți pe cine vă baza, aveți multe tractoare, metaforic vorbind, pe care le puneți la treabă, sau un grup de suport, o echipă, tot ce vă trebuie pentru a ajunge cu brio la capătul acestui plan, care sună bine. Simțiți că depinde cariera voastră de felul cum vă desfășurați această activitate, nivelul următor din punct de vedere profesional, e un progres acolo. E un mare salt înainte, atâta doar că vă cere înaintare lentă și cu bătaie lungă. Să nu vă așteptați la rezultate imediate sau să vă gândiți că tractoarele astea trebuie să are pământul, dar nu doar o săptămână, ci cine știe câtă vreme de acum înainte. Scorpionul. Trebuie să vă luați rămas bun de la ceva, cineva care pleacă din viața voastră sau poate a și plecat. Dar nici n-a plecat bine că parcă vă lipsește. Dacă nu e o persoană, e o stare de lucruri, un obiect, un loc. Vă luați rămas bun de la lucrul acela, lucru, locul, persoana și așa mai departe și lasă un gol în sufletul vostru. E golul ăsta trebuie înlocuit cu ceva. Și probabil asta se și întâmplă, mai devreme sau mai târziu o să vină ceva în locul ăla rămas gol, vacant. Dar momentan sunteți un pic derutat, rămâne o oarecare durere acolo, un oarecare regret că e soarele și nu e orice energie care părăsește terenul. E energia principală dintr-un lucru cu care v-ați obișnuit o vreme. Trebuie să plecați dintr-o casă unde cine știe cât a stat. Trebuie să ieșiți dintr-o relație unde cine știe cât ați investit. Și de-aia deocamdată așa cu greu vă urniți din locul ăla. Sigur că după ce o să intrați într-o oarecare normalitate și o să aveți cu ce înlocui golul ăla, probabil va rămâne doar o amintire. Dar momentan tare e grea desprinderea. E un atașament acolo, e poate o dependență, v-ați obișnuit acolo și plecarea o faceți așa cu pași mici, aproape cu privind așa peste umăr, că tare ați mai vrea să rămâne sau poate încă mai rămâne ceva acolo și încetul cu încetul până se va risipi energie de vărsător și mai durează ceva vreme când se va mai curăța terenul ăsta al trecutului, probabil lăsați acolo o ghiulea de picior în care cine știe din când în când mai priviți înapoi. Săgetătorul. Aveți un om de încredere în mediul vostru apropiat, o rudă, un prieten bun, un prieten intim, un prieten vechi, de odinioară, un copil, un părinte, și care își demonstrează intervenția, influența, contribuția foarte bună în viața voastră. Ajunge doar să-i spuneți ce vă doare, că aveți o problemă, că el e acolo, lângă voi. Sare în ajutorul vostru, vă îndrumă, vă susține, vă mângâie, vă îmbrățișează. Multă compasiune, da, poate fi și spirit de ăsta matern foarte puternic, o mamă care se îngrijorează pentru voi, un copil care vă poartă grijă, cine știe de unde. Da, grijă, grijă între oameni. Simțiți cu adevărat pe cineva că bate inima lui în același ritm cu voi sau pentru voi, mai mult decât în același ritm cu voi, pentru voi. Vă simțiți în atenția cuiva. Poate
vă caută cineva non-stop la telefon, dar nu să vă toace mărunt, ci arătându-și grija pentru voi, dacă ați mâncat, dacă vă simțiți bine, dacă ați depășit nu știu ce, dacă aveți nevoie de ceva. Și asta este o mare dovadă de iubire. Sigur că același lucru puteți face și voi cu alții. Voi puteți fi cel care bate la cap în sens bun pe cineva, arătându-i grija. Dar se vede că e o relație frumoasă acolo, o relație bazată pe respect reciproc, pe prietenie, pe iubire, pe încredere, pe siguranță. Cineva se simte în siguranță sub grija asta maternă, paternă, nici nu știu cum să-i spun, din partea cuiva. Capricornul, parcă nu vreți să vă mai uitați înapoi la ceva. Ați încheiat un capitol și vă o rupeți complet așa, cu ce lăsați în spate. Gata, s-a dus, ziceți voi. Nu mă mai uit înapoi, nu mă mai întorc vreodată aici. Vreau să uit, vreau să plec, vreau să închid, vreau să rup povestea asta. Că probabil e ceva ce și-a încheiat rolul în viața voastră, poate vă doare, poate un regret acolo. E o oarecare apăsare. Emoțional vorbind, nu vă simțiți în apele voastre prin simplu fapt că se termină. Poate v-ați dorit să se termine, poate visați să se termine odată. E parcă ieșirea dintr-o zonă de disconfort, dintr-un loc unde nu vă mai găseați liniștea, dintr-o relație care devenise apăsătoare. Pentru voi plecarea sau închiderea acestui capitol e o eliberare, o evadare, o fugă. Da, ca orice fugă de ceva din trecut, deocamdată vă urmărește trecutul, deocamdată vă macină ce ați lăsat acolo, o vreme. Dar pe de altă parte vedeți în fața voastră un nou orizont de explorat și ziceți, nu mă mai uit înapoi, nu mă mai întorc înapoi, nu mai vreau să văd ce a fost acolo, ci vreau să renasc pe un cu totul alt teren. Și când zic pe un cu totul alt teren, poate fi realmente o schimbare totală. Ca dintr-o țară într-alta, ca dintr-o familie într-alta, ca dintr-o polaritate într-alta, ca de la polul nord la ecuator. Așa se schimbă lumina, temperatura, registrul vieții voastre major. Și acolo unde plecați, în noua locație, normal, în momentul când vă veți adapta la un alt mediu sau până vă veți adapta, durează. Sunteți un copac transplantat dintr-un teren unde ați stat o vreme, într-un alt teren. Îi trebuie ceva timp acestui copac să-și găsească, să-și repună rădăcinile în terenul respectiv. Și de aia probabil vă trebuie o vreme de adaptare la mediu, de acceptarea unor condiții noi de viață. Dar tot ce știți e că ce ați lăsat în urmă nu mai vreți să duceți mai departe. Dar nu înseamnă că e ușoară transplantarea în cealaltă zonă, ce-o fi noua zonă. Dar tot ce știți e că trecutul e trecut și nu mai vreți să vă întoarceți. Vărsătorul, se mai risipește o energie pentru că pleacă soarele din ograda voastră și încetul cu încetul vor ieși și altele, zile viitoare va ieși și Mercur, dar v-ați gândit la acest final. Vă doreați un final din anumite puncte de vedere. Era un proiect, probabil, cu care v-ați bătut capul foarte multă vreme și care se termină proiectul ăsta. Până aici a fost. Sigur, aveți altele pe rol, nu înseamnă că gata, intrați în vacanță, nici vorbă, dar sau o etapă acestui proiect se încheie. Dar vreți să se încheie perfect, dacă s-ar putea. Și de aia s-ar putea să fie un final de ăsta ireproșabil, cu toate detaliile, cu fiind pe ultima sută de metri, înainte de a închide acest caiet, vă uitați să fie totul acolo în caietul ăla, să fie în cele mai mici, cu toate zorzoanele, cum s-ar spune. E o atenție pe care o acordați unui final. Nu vă preocupă deocamdată ceva nou. Ziceți, domnule, proiectul ăsta al meu, munca asta, activitatea asta mea, relația asta mea, cine știe în ce am investit eu foarte mult în ultima vreme, eu vreau în momentul când am pus coperta de final să fie, să mă reprezinte,
să fie cel mai tare proiect al meu, al momentului. Și găsiți tot felul de idei și tot felul de năstrușnicii și tot felul de finaluri. E ca și cum a semna o carte, da? Dar cartea asta, la câtă efervescență creatoare și mentală aveți voi în perioada asta, s-ar putea să aveți o grămadă de variante de încheiat cartea asta, metaforic vorbind. Și nu știți pe care să... Parcă vă vine să faceți sezonul 1, sezonul 2. Măi, am terminat cartea asta, dar parcă aș termina și așa, parcă aș termina și așa. Există mai multe variante, cu alte cuvinte, de final. Dar dintre toate, clar, trebuie să-l alegeți pe cel mai bun. Și o să-l găsiți pe cel mai bun. Dar deocamdată, mamă, câte idei vă trec prin cap pentru finalul ăsta. Ba, aproape că ați vrea să-l mai continuați, dar parcă vă regretați că se termină. E ca în ultimul episod al unui film care v-a ținut cu sufletul la gură multă vreme și acum e mai interesant. Dar și un autor de filme, de acțiune, parcă găsește și cele mai interesante finaluri. Și am ajuns și la pești, care gata de azi înainte începe perioada voastră mult așteptată din an, când soarele intră în ograda voastră și îl puneți direct la treabă, parcă l-așteptați așa ca pe musafirul de onoare. Nu întindeți covor roșu, ci dimpotrivă aveți niște treburi cu el, că vine încărcat de idei, inspirație, imaginație, creativitate, vine cu o grămadă de resurse soarele la voi în curte și e pus pe fapte mari. Deocamdată vă aduce o stare de bine, o stare de lumină, de speranță, de încredere în voi, de ego, dar în sens pozitiv. Parcă vă place așa să vă arătați, să vorbiți despre voi, să străluciți, să ieșiți în evidență și probabil și activitatea aia pe care vreți să o începeți, că poate sunteți la începutul unui proiect, parcă simțiți nevoia să demonstrați de ce sunteți în stare, de câte vreți să faceți, nu la modul, am zis ego, da, nu e modul ăla lăudăros de bătut cu pumnul în piept, străluciți, se vede pe unde apăreți voi că mamă, omul ăsta a venit cu o treabă, omul ăsta a venit cu ceva, cu un proiect, are un rol, are o misiune, peștele ăsta. E, o să vă puneți minte la treabă, osul la treabă, resursele la treabă, talentele la treabă, că e doldora de energie acest soare și tot o să aibă activitate pe parcursul acestei luni, ba chiar și luna următoare. Și de-aia probabil deocamdată sunteți la faza aia de încă visare, încă idealism, tot ce vreți voi să faceți acum încolo, timp de vreo lună, parcă vă vine să povestiți, sunteți încă la faza și poate încă nu spuneți public ceea ce vreți să faceți. Deocamdată așa vă trec prin minte, fac și aia, fac și aia. Parcă sunteți în faza unei strategii, pregătiți o afacere între ghilimele, dar afacerea asta trebuie gândită de a fi răpăr în cele mai mici detalii și de aia imaginația voastră curge râuri în perioada asta. Idei, soluții, variante, instrumente, uite, am să fac așa, am să fac așa, resună foarte bine. Ba chiar s-ar putea să adunați și pe alții în barca voastră, poate voi jucați chiar rol de lider la un moment dat, de deschizător de drumuri, de deschizător de minți și vă încântă, da, e un sentiment de încântare, vi se umple sufletul când vedeți ce planuri mărețe vă așteaptă la orizont. Asta este ziua de luni, 19 februarie, prima zi a zodiei peștilor și vă doresc să vă plimbați o lună de zile ca peștele în apă.